Cât de important pe cine știi, cât de important e cine te știe. Așa că atunci când faceți networking, faceți cumva posibil să vă și cunoască oamenii pe voi, nu doar voi să-i cunoașteți pe alți oameni. Undeva prin anul 2007 eram la o expoziție internațională în Germania. Acolo la expoziție, într-un stand, cum se practică la expozițiile mari, era o petrecere de după ziua de expoziție, la finalul zilei, era o petrecere pe care o dădea firma care avea acel stand. Era o firmă mare care lucrea cu foarte mulți din industrie. Eu cu directorul de la Hafele din Turcia, în acea seară am ciumit un pahar de vin, am glumit, ne-am împrietenit. Kilmi zice: Ovidiu, ce păcat că suntem la firme concurente, cred că ne-am fi înțeles bine dacă eram colegi. După aceea, mai târziu, prin 2009, eu fiind într-o situație de criză atât națională cât și internațională, pe care vă amintiți probabil cu toții, l-am sunat pe Hilmi și i-am spus exact așa: Hilmi, mai ții minte când ai zis că ce fain ar fi să fim colegi? Ce da. Păi uite, avem ocazia acum, pentru că eu vreau să scot firma la vânzare, hai să vedem dacă șefii tăi vor să o cumpere. Ei, și asta a fost începutul unei negocieri, în urma căreia eu am vândut business în 2009 către compania Hefele. Ce vreau să spun cu asta? S-ar putea ca multe cunoștințe de networking să nu-și facă efectul mâine, să nu-și facă efectul luna viitoare, să nu-și facă efectul anul ăsta. Dar nu se știe când apare ziua în care vă amintiți că aș ciocnit un pahar de vin cu o persoană aici care vă poate pune în legătură cu cineva și voi să vă faceți afacerea vieții de până atunci.